Iranul a acționat în legitimă apărare, conform cartei ONU, așa a justificat Iranul atacul făcut azi noapte asupra Israelului, însă tot Teheranul a trecut la amenințări aproape imediat după atac, precizând că va aplica și mai multă forță dacă va fi necesar. În plus, a transmis amenințări voalate Iordaniei. Ambasada Iranului de la București a încercat să justifice atacul de azi noapte asupra Israelului, precizând că Iranul a acționat în legitimă apărare în limitele articolului 51 din Carta ONU. Vom riposta împotriva agresiunii. Atacul asupra misiunii noastre diplomatice din Siria încalcă Convenția de la Viena. Îndemnăm Israelul să înceteze escaladarea tensiunilor. Un mesaj mai puțin pașnic l-a avut misiunea permanentă la ONU a Iranului. Acțiunea militară a Iranului a fost ca răspuns la agresiunea regimului sionist împotriva sediilor noastre diplomatice din Damasc. Problema poate fi considerată încheiată. Cu toate acestea, în cazul în care regimul israelian ar face o altă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. Este un conflict între Iran și regimul de bandiți israelian, de care Statele Unite ale Americii trebuie să stea departe. Un avertisment voalat a fost însă transmis și Iordaniei, mai ales după ce aviația iordaniană a doborât mai multe drone iraniene care îi încălcau spațiul aerian în drum spre Israel. Orice țară care va permite Israelului să lanseze atacuri va avea de suferit, a precizat Ministerul Iranian al Apărării, care a adăugat că Iordania se află sub monitorizare atentă. Și liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a încercat să justifice atacul. Hode regime habis. که سرتابا خبث و شرارت و خطاست یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عرف دنیاست رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد